Mai sunt câteva minute, da? Da. În conformitate cu dispoziția domnului primar numărul 99 din 24 februarie 2016, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că din cei 17 consilieri în funcție sunt prezenți un număr de 17 consilieri. Rog pe domnul președinte de ședință să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunt obiecții sau nu la acesta. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 1. Nu, înainte de a trece, trebuie să supunem spre aprobare și ordinea de zi, da? A. Supunem spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat cu un număr de 17 consilieri. Proiectul de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 129 din 27 octombrie 2015 ca fiind ilegal. Domnul primar, dacă aveți materialul. Da. Bună ziua și bine ați venit la ședința de luna februarie. Punctul numărul 1 se referă la următoare. Se propune revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 129 din 27 octombrie 2015 ca fiind ilegal. Se referă la acele partide de exploatare din pădurile Neocolului Silvic Târgonă, care se află în vecinătate cu izlazul comunal al Comunei Dofteana și noi am propus la momentul respectiv să închiriem, să concesionăm sau să luăm o taxă celor care ne deteriorează pe perioada exploatării izlazul comunal. Prefectura Județului Bacău a dat-o ca fiind nefondată și ne-a propus să respingem această hotărâre a Consiliului Local, decât în baza prevederilor legale se permite pe o perioadă determinată sau o perioadă maximă de 49 de ani închiriere sau concesiune. În aceste condiții, hotărârea noastră nu a luat acea formă, ci am pus că pe perioada exploatării, atâta timp cât se află în vecinătatea terenului pe care îl avem lângă partidele de exploatare la Regia Națională a Pădurilor, în situația asta este nefondată și ne-a trimis-o înapoi pentru o analiză și scoaterea ei de pe ordinea hotărârilor Consiliului Local. Dacă aveți discuții. Deci noi am propus lucrurile astea, am zis să nu ne deterioreze suprafețe de teren pe o suprafață atât de mare. Cei care exploatează sunt firme care au câștigat licitația la Regia Națională a Pădurilor, transportând materialul de nos, bineînțeles că îi dă o altă formă izlazului nostru. Noi trebuie să căutăm o altă formă legală care să ne poată permite legal. Propunem spre analiză și aprobare și desfințarea acestei hotărâri a Consiliului. Discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu sunt discuții... Vă rog frumos, domnul președinte, să solicitați avizul comisiilor. Deci primul comisia proiect de ordine de zi este Comisia de Specialitate, Comisia Juridică. Comisia... Dacă comisia și-a manifestat avizul favorabil, s-a dat favorabil. Favorabil, da?
Deci, cine este pentru revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 129? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea unui număr de două funcții publice din aparatul de specialitate al primarului, pe baza promovării în grad a doamnei Dumitrache Mihaela și însurățelul Maria Georgiana. Material, domnul primar. Da, o să prezint eu propunerea. Deci se propune modificarea funcției publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dofteana, cu ID 212-462, în vederea promovării doamnei Dumitrache Mihaela de referent asistent la referent principal din cadrul biroului contabilitate și a funcției publice cu ID 212-472, în vederea promovării doamnei însurățelul Maria Georgiana de la inspector clasa 1 la inspector clasa 1 principal din cadrul biroului management proiecte. Odată la 3 ani, funcționarii publici pot promova. În baza promovării acestor doi funcționari publici solicită modificarea funcției de către Consiliul Local. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, Comisia Juridică? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de voluntariat pentru situații de urgență. Material? Da. Șeful SBS-ul se află în sală și îi prezintă privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de voluntariat pentru situații de urgență, având în vedere Ordonanța Guvernului numărul 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de urgență pentru situații de urgență cu modificări și completări ulterioare, OMAI numărul 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 481/2004 privind protecția civilă republicată în 2008, legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, hotărârea Guvernului numărul 642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile în funcție de tipurile de risc specifice și hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 27 martie 2014 privind reorganizarea SVSU pentru intervenția în situații de urgență, propun reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a SVSU așa cum este prezentat în anexele prezentului referat. Acest document se reactualizează anual în baza acestor legi și se trimite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru aviz. Dar mai întâi am nevoie de hotărârea Consiliului Local. Da. Discuții pe marginea acestui proiect? Nu sunt discuții. Comisia Juridică, vă rog. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul Comunei Dofteana. Materialul, domnul. Da. Tot, având în vedere articolul 13, litera A din legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor numărul 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare și a structurii cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor, propun aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul Comunei Dofteana. La fel ca și celălalt dosar,
am nevoie de aprobarea Consiliului Local pentru trimiterea spre avizare la Inspectoratul pentru Spații de Urgență. Da. Comisia Juridică. Bravo. Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în baza hotărârii Consiliului Local numărul 110 în 2015 și a adresei numărul 96 din 19.02.2016 din partea cabinet avocat Costache Liviu. Material, domnul primar? Da. Se propune mandatarea primarului pentru a împuternici un avocat care să reprezinte interesele subscrise Consiliul Local Dofteana și încheierea unui contract de asistență juridică în baza hotărârii Consiliului Local numărul 110 pe 2015 și pe baza adresei numărul 96 din 19 februarie 2016 din partea avocat Costache Liviu, onorariu în sumă de 24.000 de lei, inclusiv TVA. Deci, dumneavoastră m-ați mandat pe mine în calitate de primar să angajez un avocat pentru a apăra interesele instituției a primăriei Comunului Dofteana în legătură cu Castelul Ghica. După toate analizele și după toate documentele care au fost scoase de la judecătorie, pentru că știți dumneavoastră, ne judecăm cu dumnealor și am ajuns la Curtea de Casație și Justiție, acolo ne-a fost casat dosarul și trimis la rejudecare. La ora actuală dorim să deschidem o nouă acțiune în instanță pentru nulitate absolută. În aceste situații, dat odată hotărârea Consiliului Local, m-ați împuternicit pe mine, iar acum vin în fața dumneavoastră și vă spun următoarele. Onorariul costă 24.000 de lei, deci în bani vechi 240 de milioane, așa, și trebuie să pun spre analiză și aprobare inclusiv onorariul, pentru că acesta este un proces de lungă durată și cu cheltuieli multe. Onorarul se află aici, la mine, trimis de către avocatul Costache, pe e-mail la consilierul nostru juridic și vă supun spre analiză și aprobare această speță. Discuții pe marginea acestui proiect. Deci e vorba despre contractul de vânzare-cumpărare numărul 1098 din 19 mai 2004 cu privire la terenul de lângă Castelul Ghica și contractul de vânzare-cumpărare 2388 din 29 septembrie 2003. Aceste două contracte luptăm pentru nulitatea absolută. Iar un act adițional autentificat sub numărul 553 din 8-8-2006, articolul 3.4, deci vânzarea care a fost făcută între acei trei asociați, întrucât era interzis vânzarea între ei fără dreptul de împrențiune a Ministerului Cultelor. Vrem să luăm alături de noi inclusiv pe cei de la Ministerul Cultelor. Vineri am vorbit cu dumneavoastră, sunt de acord, în prima din zile trebuie să merg cu avocatul în cursul săptămânii ăstuia, să luăm ultimele detalii și documente ce mai dețin și dumneavoastră, dacă aveți discuții. Comisia Juridică. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la proiect cu numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 6767 din 27 iunie 2011, conform capitolul 11, articolul 12, în urma notificării numărul 382 din 18 ianuarie 2016 a SCE OMV Petromesa. Material? Da. SCE OMV SA a solicitat de la Primăria Comunei Dofteana 480 de metri pătrați pentru a face o subtraversare pe sub râul Dofteana. La ora actuală, dumnealor au luat o altă hotărâre la nivel de instituție, transportă țițeiul cu, nu pe conductă, ci o transportă cu auto, cu mașină și în această situație au renunțat la cei 480 de metri pătrați. În conformitate cu clauzele contractuale, ne permite legea cu aprobarea Consiliului Local să reziliem contractul. Bineînțeles, cu plata la zi, când lor plătesc, exact până în ziua când va fi reziliat contractul, până la data de 1 martie. Comisia Juridică. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 10.000 lei, reprezentând cotizația anuală pe care UAT Dofteana
trebuie să o vireze în contul Gal Valea Muntelui. Da. Se propune aprobarea sumei de 10.000 de lei, 100 de milioane în bani vechi, reprezentând cotizația anuală pe care OAT Dofteana trebuie să o vireze în contul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui. După cum știți, Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui a luat ființă împreună cu cele 8 localități de pe Valea Muntelui, plecând de la Dofteana și ajungând până la Ghime și inclusiv Comuna Poduri, care împreună am format 52.000 de persoane. În această situație am accesat fonduri europene, am construit acel părculeț din lunga trotușului, am cumpărat, am achiziționat acest bobcat, inclusiv buldoescavatorul. S-a terminat banii, s-a încheiat și strategia, iar acum luptăm pentru strategia 2016-2020, în care noi venim cu alte proiecte europene. Cei ce conduc grupul de acțiune local, trebuie și pentru a avea o bună funcționare, toate localitățile de pe Valea Muntelui, în adunarea generală, au stabilit să dăm în sumă de 100 de milioane, 10.000 de lei. Noi, de fiecare OAT. Dacă aveți discuții. Comisia Economică Socială. Urma analizei este o dată favorabilă la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri conform legii numărul 155/2010 privind organizarea și funcționarea poliției locale. Da. Material. Șeful poliției locale ne poate prezenta. Da, deci poliția locală propune un articol de legi care spune așa: depozitarea gunoiilor de orice fel de către societățile comerciale în alte locuri decât cele stabilite în contractul de prestare servicii încheiat cu firma RoPres va fi sancționat de la 50 de lei la 2000 de lei. Discuții? Asta dacă... Comisia Economică Socială. Comisia a dat aviz favorabil la și la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării primarului Comunei Dofteana la vizita de studiu Cele mai frumoase sate din Germania în perioada 16-20 martie 2016 în baza invitației președintele executiv al Asociației Cele mai frumoase sate din România, domnul Marghiol Nicolae. Materialul, vă rog. Da. Știți destul de bine, am depus eforturi deosebite, comuna noastră să arate și să facă parte dintre cele mai frumoase sate din România. Am fost primiți, dacă mi-aduc bine aminte, prin anii 2009-2010 în această asociație și astăzi ne invită, în baza aprobării Consiliului Local, să participăm în Germania, acolo unde se vor primi și alte localități în asociația celor mai frumoase sate din România și să ne asociem cu ei. În calitate de reprezentant al comunității, vreau să vă informez că în perioada 16-20 martie nu pot să merg din motive bine întemeiate și vă solicit aviz nefavorabil. Discuții, da. Comisia Economico-Socială. Era bine dacă domnul primar putea să meargă, dar avem dânsul nu... De fiecare dată am participat. Da. Anul acesta nu pot, din motive bine întemeiate. Avem foarte multe investiții la nivel de localitatea Dofteana, acolo unde conduc aceste investiții în calitate de primar. Și vă solicit aviz nefavorabil, întrucât putințele și chiar și banii nu sunt pe măsura tuturor. Cine este de acord ca domnul primar să nu participe la aceasta? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci s-a votat împotriva deplasării domnului primar cu un număr de 17 voturi. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de administrare a fondului forestier, proprietate publică a Comunei Dofteana, cu direcția silvică Bacău. Materialul. Da. Se propune aprobarea încheierii contractului de administrare a fondului forestier, proprietatea publică a Comunei Dofteana, cu direcția silvică Bacău și împuternicirea primarului Comunei Dofteana pentru a semna contractul de administrare precum și borderou privind amplasarea masei lemnoase destinate
producție anuale pe anul 2016, inclusiv anul 2017. Stimați consilieri, uitați despre ce este vorba. Până în prezent, inclusiv până în prezent, funcționează între Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică a Județului Bacău, în speță Ocolul Silvic Târgu Ocna, un contract între Primăria Comunei Dofteana și această instituție. Contract numit contract de pază. Deci dumnealor ne asigură paza pe suprafețele de pădure 261 de hectare, iar contracost, bineînțeles, noi le dăm bani. În conformitate cu nouul cod silvic apărut și promulgat de către președintele României în anul 2015, proprietatea publică a fiecarei localități nu poate fi și să meargă în continuare cu contract de pază, ci contract de administrare. Contractul de administrare pe cele 261 de hectare vor fi următoarele proceduri. Consiliul local nu mai poate trece din domeniul public în domeniul privat terenurile cu vegetație silvică forestieră, în conformitate cu nouul cod silvic. Nu mai putem. Singurul lucru unde avem trecut, rezervația naturală Nemira, 110 hectare, acolo este trecut în domeniul public, întrucât ne permite legea și sunt niște restricții, ne permite legea pentru a investi sau accesa fonduri europene prin Natura 2000. Altfel nu. Deci pădurea rămâne în proprietatea publică a Primăriei Comunei Dofteana a statului, prin administrarea Direcției Silvice a județului Bacău, în speță Ocolul Silvic Târgu Ocna. Și vă dau următoarele explicații. Dumnealor ne asigură nouă paza pe o suprafață de 261 de hectare, dar contractul de administrare ne prevede altceva. Să ne execute toate lucrările silvice, începând de la marcat, începând de la curățit, de la igienizat, defișat, comercializat, deci ei comercializează tot ceea ce există în baza amenajamentului silvic, pe care noi l-am făcut pe perioada de 10 ani de zile, dumnealor știe în fiecare parcelă ce are de făcut, ce lucrări silvice sunt acolo. Diferența și banii, ei vor exploata pădurea, așa cum este ea, o curăță, o igienizează, intră în fondul de conservare a Primăriei Comunei Dofteana, unde suntem obligați prin lege să plantăm, să facem drumuri, să administrăm. Deci, dumnealor vor face lucrurile acestea. Banii din cele estimate în anul 2016 trebuie să ne intre în bani vechi o 24.000 de lei, 240 de milioane. După ce ei își trag paza, rămâne și niște sume de bani care intră în fondul de conservare și noi avem obligația, ca și unitatea administrativă teritorială, să facem celelalte lucrări, care lucrări se și plătesc. Am hotărât de așa natură să o aduc, să știți și dumneavoastră despre ce este vorba, să informeze inclusiv opinia publică, nu este cazul numai la noi, peste tot în toată țara se va proceda conform noului cod silvic. Pădurea va fi păzită de către direcțiile silvice sau un ocol silvic autorizat privat. Exploatările și lucrările silvice vor face dumnealor, își vor lua banii pe pază, pe celelalte lucrări silvice și vor intra diferența în fondul nostru de conservare. Dacă aveți discuții, vă rog. Comisia Economică Socială. Comisia a dat aviz favorabil. Deci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem deci la precizez. Pădurea rămâne în proprietatea unității administrativ teritoriale a Comunei Dofteana și în baza noului cod silvic, noi nu avem dreptul să mergem să defișăm, să facem alte lucrări. Nu ne permite legea, decât cu instituția autorizată. Instituția autorizată nu poate să fie decât un ocol silvic autorizat. Undeva scrie aici în regulament, pentru că l-am studiat, scrie numai în condiții în care un UAT poate să aibă structură separată. Structura separată înseamnă trebuie să ai peste 10.000 de hectare. Ca să poți să ai tu structură. În cazul nostru. Da. În cazul nostru nu este. 261 de hectare nu face obiectul unei structuri separate. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii rețelei de apă potabilă în satul Hăgheac, zona groapa mașinii. Materialul numărul. Da. Aici există un referat întocmit de către consilierul diaconul Mihai, împreună cu cetățenii de acolo, din cătunul respectiv, groapa mașinii, în care solicită nu numai extinderea, ci solicită reparația conductei de apă potabilă. Conducta de apă potabilă se află trasă de mulți ani, este din oțel,
are un grad avansat de degradare, însumând mai multe spărturi, mai multe avare și în situația asta am hotărât înlocuirea acestei conducte vechi cu o conductă nouă de PHD în baza cerinței cetățenilor și a consilierului local de acolo, Mihai. Dacă aveți discuții, vă rog. Comisia Economico-Socială. Bine, pentru cetățenii, comisia a dat aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 130 din 27 octombrie 2015. Materialul, vă rog. Da. Deci este vorba despre acel aparat VAM care spală mașini. Prefectura ne-a întors hotărârea Consiliului Local înapoi să venim cu modificare, inclusiv valoarea. Și costă 1129,82. Inclusiv ne-a identificat contul unde trebuiesc, din ce bani au fost achiziționat acest aparat, face parte din inventarul Primăriei Comunei Dofteana și trebuia să vă dau la cunoștință că el a costat 1129,82 achiziționat de la DD Manonești. Da, dacă vezi. Comisia Economică Socială. Aviz favorabil. Deci supune... este aparat de spălat care spălă mașini. Avem mai multe mașini în dotare, ele trebuie să întreținute decât să venim cu bon de la o spălătorie auto, mai degrabă le facem treaba aici la noi, la unitate. Dacă aveți discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind achiziția unor materiale, cherestea, plasă de Buzău, sârmă, tub de beton armat, pentru construirea punților din zona Balabana-Tofani, zona Mihăieș-Albu, David, Boboc-Mihăiță și a punții care face legătura peste râul Trotuș, fabrica de cherestea Dofteana, spre satul Arga, precum și reabilitarea drumului vicinal din satul Bogata. Materialul, vă rog. Da. După cum ați citit și dumneavoastră, doresc să citesc eu în continuare. Este vorba despre puntea de la Balaban, inclusiv scurgerile de apă din izvoarele naturale, acolo pe pantă la Tofani, care trebuiește un necesar de materiale, după cum ați citit dumneavoastră, în afara faptului că trebuie și cherestea, plasă de Buzău, conductă, tub pentru subtraversarea apelor pluviale, inclusiv de la izvoarele naturale, așa, inclusiv puntea care face legătura peste râul totuși și merge la fabrica de cherestea acolo și în spate la BVN, iar totuși doresc să vă aduc la cunoștință căci în satul Ștefan Vodă, către Valea Câmpului, înlocuim conducta de apă și este necesar și o pompă pentru pompatul apei, pentru că, știți dumneavoastră, este o diferență mare de nivel. Vreau să vă aduc la cunoștință, pompa respectivă costă 45.000 de lei. Am primit inclusiv un proiect făcut de către cei de la Triconserv, o firmă abilitată și autorizată în așa ceva. Noi trebuie să construim un cămin pietonal pe o suprafață de 2 metri pătrați. Totodată vom trece această suprafață de teren, din drum, în inventarierea domeniului public, ca să putem să acordăm pompa respectivă la Forța 380. Da. La Bogata, după cum a spus și dumneavoastră, e vorba despre ulița vecinală de la Tancău, Făcăoaru, unde trebuie să o regularizăm, inclusiv să avem plasă de Buzău și să turnăm o panta respectivă cu beton, cu fier beton, ca să poată să ajute pe cei care ies din panta respectivă. Deci vă supun spre analiză și aprobare aceste lucrări. Discuții. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură și Protecție Socială. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru concursul local de table și șah dedicat comemorării maestrii internaționale
Elisabeta Policroniade și a spectacolului Primăvara și, și Eternitatea Femeiei. Materială. Da. Avem documentația necesară și vă supun spre analiză și aprobare următoare. Dorim să organizăm un concurs de table, concurs național. Vreau să înțelegeți, am vorbit cu persoane autorizate în așa ceva, care se va desfășura la Casa de Cultură, inclusiv concurs de șah. Ambele trebuie să prezentăm și noi niște premii, așa cum s-au procedat și în alte localități, orașe, inclusiv comune din România. 5.000 de lei în bani vechi pentru șah, 5.000 de lei pentru table. Deci, în total, 100 de milioane în bani vechi. Iar în legătură cu spectacolul, spectacolul va fi prezentat de către copiii de la școli din localitatea noastră, la Casa de Cultură. Nu implică niciun fel de cost spectacolul, sigur. Decât atât. Doar șahul și tablele. A fost prevăzut în buget, când am împărțit bugetul în luna ianuarie, iar acum nu pot să vă preciseze exact data când se va organiza, dar oricum am nevoie de hotărârea Consiliului Local și dacă sunteți de acord. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură și Protecție Socială. Aveți favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii familiilor din Comuna Dofteana, care au împlinit și împlinesc în cursul anului 2016, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliu în Comuna Dofteana. Materialul, vă rog. Da. Vă supun spre analiză și aprobare premierea celor familii care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu suma de 200 de lei, așa cum am dat în marea majoritate a anilor din 2008 și până în prezent, sunt un număr de 28 de persoane. Da. 24 de familii care locuiesc în localitatea noastră și 4 familii s-au căsătorit aici, în localitatea noastră, numai faptul că locuiesc în altă parte. Vă spun spre analiză și aprobare cele 28 de familii cu cei 200 de lei de fiecare familie. Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială. Proiectul a primit aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Da, se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016 ca urmare a adresei numărul 656 din 19.02.2016, scuzați-mă, comunicată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău. A fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate în anul 2016, trimestrul 1, în sumă de 61.000 lei. Acordarea stimulentului se va face sub formă de tichete sociale pentru grădiniță. După cum știți, în baza legii 248, vor veni acele vouchere pe care noi, din costurile Consiliului Local, trebuie să aducem acele tichete de masă, mai bine zis, în valoare de 61.000 de lei, care vor fi distribuite copiilor între 3 și 6 ani, pentru a-i stimula să meargă la grădiniță. Din cele, de când a apărut această lege și a fost pusă în funcțiune, vă informez că la școli nu dovedesc educatoarele, așa mulți copii au, sunt acum puțini educatoare și avem mulți copii. Vă dau exemplu, la școala largă sunt 45 de copii la un singur educator. Nu mai vorbesc de celălalt. Deci acest stimulent de 50 de lei, care îl primește între 3 și 6 ani, uitați că produce efecte și efecte destul de bune. Am fost prin școală, am văzut despre ce este vorba, era necesar ca acești bani pe care avem trebuie să rectificăm bugetul, iar noi, Unitatea Administrativă Teritorială, vom face comandă la o firmă autorizată și ne aduce cele vouchere, cineva se va ocupa de ele, dar bineînțeles trebuie să încadreze, să nu depășească și pe membru de familie mai mult de 2 milioane 280 în bani vechi, 2.800.000. Se fac calcul, noi primim, deja avem peste 100 și ceva de dosare până la ora actuală, am estimat peste 200 vor fi în întreaga localitate, cred că va depăși și va fi și mai mult.
Vă pun spre analiză și aprobare rectificarea bugetului local cu 61.000 lei, sume defalcate din transportul pe valoarea adăugată de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială. Bugetul. Da, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Așadar, epuizându-se cele 16 puncte de pe ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței ordinare din data de 29 februarie. Da, vă mulțumim. Profităm de ocazia faptului să află aici alături de noi și Poliția Națională, Poliția Locală.